Multicocher, un aparat de uz casnic popular în multe bucătării ale hostesselor moderne. Utilizarea sa elimină orele de observare a gătitului, deoarece toate procesele sunt automatizate. Ghidul nostru de selecție Best Multicocher din 2022 vă arată ce modele se potrivesc gusturilor și portofelului de vese. Cum să alegeți un multicocher? Înainte de a cumpăra un multicocher, există câteva puncte importante de luat în considerare. Pentru a înțelege ce tip de multicocher să alegeți, trebuie să luați în considerare tipul de încălzire, puterea dispozitivului, capacitatea bolului, materialul de acoperire și funcționalitatea. Instrucție 1. Pentru a înțelege ce tip de multicocher să alegeți, trebuie să luați în considerare tipul de încălzire, puterea dispozitivului, capacitatea bolului, materialul de acoperire și funcționalitatea. Tipul de încălzire. Cel mai comun tip de încălzire, încălzitorul este plasat în partea de jos a multicocherului. Funcționează prin tehnologia unui aragaz electric tradițional. Uneori, producătorul instalează elemente de încălzire pe capac, pe părțile laterale sau pe fund, creând un efect de încălzire 3D. Încălzirea prin inducție înseamnă că elementul de încălzire este însăși tigaia realizată dintr-un aliaj special, încălzită de un câmp magnetic. Temperatura este distribuită uniform în tava care conține alimentele. Aparatul este mai economic datorită pierderilor mai mici de căldură. Putere. Dispozitivele de mare putere se încălzesc rapid. Sunt disponibile modele cu o putere de până la 800 de W și o putere cuprinsă între 1000 și 1500 de W. Un multicocher cu o setare de 800 la 1500 de W este considerat cea mai bună opțiune pentru gătitul rapid. Capacitatea bolului. Gama de multicocher include aparate cu o capacitate mică a bolului de 2, 3 sau 5 litri și aparate mai mari de până la 10 litri. Un bol de 5 litri este suficient pentru o familie medie de 4 la 5 persoane. Acoperire pentru tigăi de gătit. Cea mai populară alegere pentru o acoperire interioară a tigăii este ceramica sau teflonul antiaderent. Acoperirea va dura mult timp dacă regulile și recomandările de operare sunt respectate corect. Funcționalitate. Atunci când selectați multicocherul, trebuie să acordați atenție funcționalității sale. Programe semiautomate. După setarea ciclului, aparatul solicită utilizatorului să seteze timpul de gătire. Selectarea tipului de aliment este necesară pentru setarea precisă a temperaturii. Modul utilizator. Este posibil să alegeți nu numai timpul de gătire, ci și setarea temperaturii. Programe automate. În principal, există până la 10 autoprograme. Aparatul adaptează timpul de gătire și setările de temperatură. Moduri utile și utilizate frecvent. Reîncălzire, supe, coacere, cereale, pilaf și aragaz cu aburi. Există modele care prăjesc, gătesc paste sau găluște, gătesc iaurt și brânză de vaci sau acționează ca o friteuză. Modul de menținere la cald. Această funcție vă permite să mențineți la cald alimentele gătite. Este mai bine dacă modelul vă permite să dezactivați această opțiune înainte de a găti, deoarece nu este întotdeauna necesară pentru toate felurile de mâncare. Multicocheri cu boluri de până la 3 litri. Aparatele de gătit multiple cu un bol de până la 3 litri au dimensiuni compacte, fără a face compromisuri în ceea ce privește funcționalitatea și ușurința de utilizare. Lista noastră de top include modele cu control electronic și un set de programe care extind posibilitățile culinare. 3. Jardeco cu bol detașabil. 2 litri Jardeco Multicocher este un dispozitiv compact și multifuncțional, ușor de utilizat, cu panou de control vorbitor de limbă românesc. Există un afișaj digital pe capac. Acesta reacționează instantaneu la o atingere ușoară a mâinilor și vă permite să înțelegeți rapid setările. Mâncărurile de zi cu zi sunt gătite în modul automat,
folosind 12 programe, inclusiv de la Head Start și Kepvarm, cu un bolant aderent detașabil de 2 lei și o putere de 400W. Acest model este potrivit pentru gătit pentru o singură persoană. Include un ulcior de măsurare pentru lichide și ingrediente în vrac. Există un cântar în interiorul bolului detașabil pentru a determina proporțiile de cereale și apă. Avantajele: operare intuitivă, compact. Număr mare de programe, păstrează bine căldura. Dezavantaje: nu este posibil să se mărească timpul de gătire. Modul orez/cereale nu are un temporizator. 2. Polaris PMC-0366 AD continuă clasamentul multicocherului Polaris PMC-0366 AD 2022. Polaris PMC-0366 AD cu comenzi de tip electronic. Modelul are un design elegant și o culoare neagră și argintie. Puterea sa de 550W, bolul de 3 lei și programele esențiale: prăjire, gătit în mai multe feluri, gătit la aburi, copt, iaurt, pilaf și paste vă permit să gătiți mâncăruri sănătoase cu un minim de ulei. Este posibilă ajustarea timpului de gătire, precum și amânarea începerii și menținerea alimentelor gătite la cald. Este demn de remarcat faptul că timpul de temporizare poate fi setat pentru până la 24 de ore. Multicocherul este echipat cu un ulcior de abur pentru gătit lent, un mâner de tacâmuri, o lingură plată și o carte de rețete. Există o sonerie care semnalizează sfârșitul gătitului. Avantaje: operare convenabilă. Accesorii suplimentare: numărul de programe, funcționalitate, viteza de gătire. Dezavantaje: baza subțire a bolului. 1. Redmond RMC-03, cel mai bun multicocher din această categorie. Redmond RMC-0 cu o gamă largă de funcții, un model indispensabil pentru părinții cu copii mici. Unitatea este echipată cu un bol de 2 litri, ideal pentru a găti mâncare pentru 1 până la 3 persoane. Acoperirea ceramică antiaderentă este durabilă, ecologică, rezistentă la mașina de spălat vase și previne arderea ingredientelor. Multicocherul are opțiuni de sterilizare cu apă și cu abur. Puteți utiliza programul Multicocher pentru a pasteuriza alimentele. Funcția Master Shift Lift vă permite să modificați setările de temperatură și timp în timpul procesului de gătit. Opțiuni: blocarea panoului de control și reducerea la tăcerea soneriei. Util dacă aveți copii mici. Avantaje: volumul și acoperirea bolului, preț accesibil, ocupă puțin spațiu, îngrijire ușoară, posibilitatea de a-și stabili propriul timp de funcționare. Dezavantaje: temperatura nu este reglabilă în toate modurile. Multicocheri ieftine și de calitate pentru sub 3500 de leu. Multicocheri ieftine de până la 3500 de leu se disting prin calitate și productivitate. Cele mai bune modele pentru buget sunt enumerate în clasamentul nostru. Dispozitivele nu vor dezamăgi utilizatorii. Cu o putere amplă, o mulțime de programe și ușurință în utilizare. 3. Delta Domnul 6517 Multicocher. Delta Domnul 6517, cea mai ieftină clasificare a modelului cu un set minim de caracteristici și comenzi simple. Corpul elegant este realizat din metal cu adaos de elemente din plastic. Dispozitivul puternic, 900W, este echipat cu o cratiță de 5 litri, care vă permite să hrăniți o familie de 4 la 5 persoane. Acest aragaz este prevăzut cu 9 programe de gătit, inclusiv prăjire, coacere, terci de lapte și iaurt făcut în casă. Funcția Multicocher vă permite să setați temperatura dorită în timp ce gătiți. Există o protecție împotriva supraîncălzirii și o memorie de rezervă de 2 ore în caz de pană de curent. Posibilitatea de a regla manual timpul de gătire permite utilizatorului să determine gradul de pregătire a vasului. De exemplu, pentru a rumeni mai mult produsele de patiserie. Avantaje: portabilitate, design frumos, ușor de utilizat, are programele potrivite. Dezavantaje: condensul se acumulează pe capac sub banda de cauciuc. 2.
MIDA-MPC-6032 continuă revizuirea independentă a multicocherului MIDA-MPC-6032, un model ergonomic cu control electronic și un tip de încălzire termică. Corpul este realizat dintr-o combinație de materiale, plastic/metal, un volante aderent de 5 litri, acoperit cu teflon și o putere de 860 W îl fac indispensabil în bucătăria de vese, un capac detașabil face ca aparatul să fie mai comod de utilizat. Este demn de remarcat faptul că modelul include 12 programe automate care vă permit să gătiți produse de panificație, iaurt, cereale, preîncălzirea și dovedirea, gătitul sub presiune, gătitul la aburi, învit și înăbușirea înăbușită. Programul de pornire întârziată vă permite să încărcați toate ingredientele seara și să serviți un mic dejun delicios dimineața. Producătorul pune la dispoziție un afișaj pentru timpul de gătire și modul de funcționare. Avantaje: multe funcții, nu arde, un număr mare de moduri, operare ușoară, utilizare confortabilă. Dezavantaje: castron subțire din metal. 1. Endevervita 100, Endevervita 100, cu designul său elegant și caracterul practic, continuă ratingul, puterea mare de 1300W și cele 24 de programe vă permit să pregătiți multe mese gustoase într-o perioadă scurtă de timp. Funcția Master Cook vă permite să creați capodopere culinare pe o gamă largă de temperaturi de la 35 la 180 grade, bolul cu pereții groși cu mânere, panoul de control cu ecran tactil ușor de utilizat și afișajul LED retroiluminat fac ca lucrul să fie confortabil, iar mâncarea nu se va arde. Încălzirea automată și temporizatorul de pornire întârziată economisesc timpul utilizatorului. Dispozitiv compact pentru a fi adus la casa de la țară sau în călătorii. Este demn de remarcat faptul că recenziile reale ale utilizatorilor acestui model nu conțin o singură evaluare obiectivă negativă. Beneficii: design frumos, putere mare, capacitate, afișaj cu iluminare din spate, selecție largă de programe. Dezavantaje: nedetectat. Multicocherul cu un raport preț/performanță excelent. Aparatele de gătit multicocher cu preț mediu dispun de un număr mare de programe, boluri mari acoperite de calitate și o gamă impresionantă de funcții. Echilibrul corect între caracteristici, performanță și preț face ca aceste modele să fie atractive pentru o gamă largă de utilizatori. 3. Zygmunt Endamp Steinmetz de 50. Zygmunt Multicocher Endamp Steinmetz de 50 are un mâner ergonomic pentru o manevrare ușoară și un design elegant și discret. Mai mult confort datorită celor 12 programe și a posibilității de a modifica timpul de gătire. Afișajul ergonomic cu LED.3. Are un temporizator de pornire întârziată de până la 24 de ore și încălzire automată de până la 12 ore, ușor de operat prin intermediul butonului rotativ, datorită tigăii ceramic plus cu strat ceramic, de înaltă rezistență. Mâncarea nu se va arde și este gătită cu ușurință, în loc de un recipient pentru condens. Modelul este echipat cu o tavă de picurare detașabilă, care facilitează îngrijirea tehnicii. De asemenea, multicocherul are o memorie volatilă, care stochează setările curente timp de 2 ore, în caz de pană de curent. Avantaje: construcție de înaltă calitate, meniu ușor de utilizat, castron mare, caracteristici esențiale, tavă de picurare detașabilă. Dezavantaje: există un miros de plastic la începutul utilizării. 2. Polaris PMC-0521K Casă Multicocher. Polaris PMC-IQ Home este proiectat cu tehnologia unică Smart Home. Aceste aparate vă permit să mâncați corect și să vă respectați dieta, fără a fi nevoie să fiți în bucătărie atunci când gătiți. Poate fi controlat de la orice distanță prin Wi-Fi, cu o putere de 750W, 15 programe automate și o capacitate a vasului de 5 L. Oferă un meniu variat și accelerează gătitul. Este demn de remarcat faptul că, la setul standard de moduri de gătit, producătorul a adăugat Kholodecake, Jam, Mirecipe Plus.
soufle, virgulă, care extinde posibilitățile tehnicii. Acoperirea ceramică dublă a tigăii este rezistentă la zgrieturi și sigură pentru sănătatea dumneavoastră. Avantaje: control prin intermediul telefonului inteligent prin Wi-Fi, conexiune smart home, viteza de funcționare, o varietate de programe, sincronizarea setului de rețete cu cartea electronică de bucate. Dezavantaje: nu există moduri automate de abur și de înăbușire. 1. Redmond RMCM902. Multicocherul electronic Redmond RMCM902 este conceput pentru a îndeplini fanteziile culinare ale utilizatorilor. Echipat cu 860W și un bol de 5 lei, învelișul antiaderent din teflon asigură că mâncarea este gătită pentru păstrarea maximă a vitaminelor. Pentru a împiedica membrii gospodăriei să confunde setările, este prevăzut un panou de control care poate fi blocat. Redmond Multicocher poate pregăti fondue, cașcaval, brânză, pasteurizare și sterilizare. Modelul dispune de tehnologia Sauce Vision, gătit în vid la temperaturi scăzute. Programul Multicocher cu 29 de opțiuni de setare vă permite să gătiți rețetele de vese preferate. Funcția MasterChef vă permite să modificați ora și temperatura în timp ce programul este în desfășurare. Avantaje: ușor de curățat, capac detașabil, funcționalitate, bol cu mânere, bogat în opțiuni. Dezavantaje: cablu de alimentare scurt, deschiderea bruscă a capacului. Multicocher multifuncțional avansat. Modele cu abundență de moduri și setări. Acestea pot prăji alimente în modul sous vide, pot prăji, pot găti la aburi, pot găti mai multe feluri de mâncare simultan, fără a compromite gustul și calitatea. Multicocher să aparțin produselor premium. 3. Tefal Reca 901F32. Bronz Multicocherul de top 2022 continuă cu avansatul și inovatorul Reca 901F32 de la renumita marcă Tefal. Bolul sferic de 5 lei are pereții groși de 2 mm, permițându-vă să gătiți fără să vă ardeți. Este demn de remarcat unicitatea acestui aparat, datorită funcției de amestecare automată atunci când gătiți terciuri și supe cu spatula incorporată. Tehnologia de convecție sferică HEAT dispersează căldura în mod uniform, iar un temporizator vă permite să amânați gătitul până la 24 de ore. Pentru a vă varia meniul, Tefal Reca 901F32 are 71 de programe incorporate, care vă permit să prăjiți, să coaceți, să gătiți la aburi, să reîncălziți și să dezghețați. Dispune de o funcție de autocurățare care face ca multicocherul să fie mai ușor de întreținut. Avantaje: agitare automată, performanță de calitate, se gătește rapid. Funcția de curățare automată, varietate de programe. Dezavantaje: cu o cantitate mare de încărcare, spatula se blochează în timpul agitării automate. Castron fără mâner. 2. Rondeler de 1620. Multicocherul Rondeler de 1620 cu ecran tactil are un design exterior elegant și versatilitate. Încălzirea prin inducție asigură o distribuție uniformă a căldurii peste alimente, ceea ce îmbunătățește calitatea gătitului și gusturile. Aparat puternic, 1300W, cu un bol volumetric din teflon, 4,8 lei, pentru a ajuta la gătitul alimentelor delicioase și sănătoase. Oferă un afișaj al timpului de gătire. Sporește confortul multicocherului de vese cu 13 programe de gătit, autocoacere, menținerea temperaturii și cronometre de oprire automată / pospunere. Acest model a fost proiectat de producător cu posibilitatea de a-l controla de pe un smartphone. Include o carte de rețete, un prăjitor, 2 linguri, supă / rezervă și o cană de măsurare. Avantaje: design frumos, încălzire rapidă, o multitudine de echipamente, operare convenabilă, încălzire uniformă, materiale de calitate. Dezavantaje: preț ridicat.
1. Garlun Mere 25 cel mai bun multicocker pentru 2022. Garlun Mere 25 te ajută să gătești mai multe feluri de mâncare în același timp. 2 boluri de 1,5 litri cu stratante aderent Daikin sunt concepute pentru diferite metode de gătit și o gamă de temperaturi de 35 până la 160 grade. De asemenea, dispozitivul este echipat cu 2 tăvi pentru aburi, ceea ce face posibilă respectarea meselor dietetice. O alegere simplă de 10 programe presetate vă permite să vă bucurați de mâncăruri gătite în modul automat. Dacă doriți să creați delicii culinare cu rețete complexe, puteți ajusta setările de timp și temperatură în timp ce aparatul este în funcțiune. Garlun Mere 25 este compact, astfel încât se va potrivi în interiorul unei bucătării mici. Avantaje: se pot găti până la 4 feluri de mâncare în același timp. 2 boluri, 2 recipiente pentru gătit cu aburi, autoprograme, amprentă mică. Dezavantaje: nu a fost găsit.